Bună, fetelor! Fiindcă mi s-a cerut să vă arăt cum fac eu frenciul alb de exterior, am zis să vă arăt în acest videoclip și cu această ocazie am zis să fac reclamă și la pigmenții mei fosforescenți pe care i-am la vânzare. Și poate vă doriți și voi, bineînțeles, vă arăt și cum se folosesc, cum se aplică. Am să vă arăt și pictură cu pensulă foarte subțire, cred că ați mai văzut voi în videoclipurile mele. Deci vă arăt mai multe chestii în acest videoclip, sper să vă placă. După cum vedeți, metoda mea de a face frenciul este următoarea. Cu o pensulă teșită și cu gelul alb de la Gelaxio, nu mai știu care este, Carat French Over, parcă așa se numește, îmi fac prima dată, cum să o numesc eu, linia principală a frenciului de la vârf. Inventez acum cuvinte pe loc. Iar pe urmă îmi creez lateralele, care trebuie să fie egale, nici mai late, nici mai înalte spre cuticulă, pentru că vă vor arăta diferit și atunci va fi frenciul strâmb. Și pe urmă îmi prin mișcări foarte, deci milimetrice, prin teșire, încerc să finisez frenciul, să-l rotunjez, să fac un smile cât de perfect se poate. Și pe urmă am umplu colurile. Ok, și uitați minunățile mele. Cu o spatulă aplic, deci nu se usucă frenciul, gelul alb nu-l uscăm. Și presar pigment peste gelul alb. Aici a filmat clienta, fetelor, deci cu o mână era atentă unde să țină unghiile. Și cu o mână trebuia să țină telefonul, o mai ajutam și eu din când în când. Foarte greu am făcut videoclipul ăsta, dar na, îmi face mare plăcere să vă arăt, în speranța că poate vreți și niște pigmenți. Am zis, hai să ne sacrificăm să filmăm acest videoclip. Ia uitați, pensula numărul 1 de la Diamond Nails este o pensulă superbă, atât ca și design, cât și ca și peniță, firicele. Mă ajută foarte mult, deși nu vă vine să credeți că e așa subțire și cum, Doamne, putem picta cu ea. Iarăși mi-a fost foarte greu să pictez aici, pentru că eu dădeam cu capul în suportul care ținea telefonul și nu vedeam foarte bine, dar m-am chinuit puțin ca să vă pot arăta cum fac eu palmier și trebuia să am grijă cu mâna să nu acopăr vizibilitatea, deci n-au ieșit cei mai perfecți palmier din lume. Să știți că exact la această clientă și exact acum un an de zile i-am făcut acest model și fiindcă i-a apărut ca amintire pe Facebook, a zis că îl vrea și anul ăsta. Fetelor, ce să vă mai zic eu, dacă vă place ceea ce lucrez eu, lăsați-mi niște comentarii de bine, de rău, că sunt și din alea și au și ele locul lor. Vreau păreri, vreau sfaturi, nu sunt perfecțiunea întruchipată, îmi place să primesc sfaturi de la voi, ce ați face voi altfel în locul meu ca să iasă mai bine. Dacă aveți cereri și vreți să vă mai arăt altceva, cum lucrez eu, scrieți-mi în comentarii. Dacă vreți pigment, scrieți-mi în comentarii. Facebook-ul meu și blogul, Instagram-ul, toate le găsiți în secțiunea detalii la acest videoclip. Este o săgetuță pe care puteți da să vedeți descrierea produselor, videoclipului, tot ce apare în videoclip. Acolo puteți găsi Facebook-ul meu. Dacă doriți pigmenți, puteți să intrați în privat să vorbim, dacă doriți să comandați. Ajutați-mă și cu un share, cu un like, cu ce mai vreți voi.
Să știți că este foarte târziu, este ora 12 noaptea când înregistrez vocea, iar de editat l-am editat la plajă. Deci lucrez și eu cum pot. Și toate astea le fac din drag pentru voi, că văd că pe zi ce trece sunteți tot mai multe și tot mai multe comentarii, că mulțumiți și că vă ajut. Să știți că mă faceți să mă simt foarte bine văzând aceste comentarii. Uitați ce fac acum, este puțin mai greu. Aici cred că fetele mai începătoare s-au descurcat foarte greu. Până și eu m-am descurcat mai greu, având în vedere că v-am zis, dădeam cu capul în telefon și nu vedeam ce pictez. Trebuie avut grijă ca finalul, sau cum, doamne, să mă exprim, finalul firului de salcie, sau cum să zic, crenguței de salcie, să fie foarte, foarte subțire. Dacă nu este subțire, nu mai arată bine. Să știți că, uitați, chiar pe partea asta, e partea opusă cumva mâinii, mi-a ieșit și mie mai greu. Mai ales din cauza că nu puteam să sucesc unghia și capul meu nu avea loc să văd acolo mai bine. Am încercat să mă descurc. Scuzați și claritatea, dar pănesc că în total v-ați dat voi seama ce fac. Fetelor, o cutiuță de pigmenți costă 15 lei. Transportul îl plătiți voi, trimiți și prin poștă și prin curier, dacă se poate mai bine prin curier, pentru că prin poștă trebuie completat o grămadă de foi. Altceva ce să vă mai zic, vă pup și mi-e drag de voi, îmi place că îmi scrieți comentarii. Mi-au plăcut foarte mult cum arătau aceste unghiuțe. Ia uitați. Pentru că atunci când aș aplica finish-ul, mi-e frică să nu rămână denivelat. Aplic și un strat de clear peste. Foarte subțirel, așa, pensulat, și încerc să uniformizez exact între smile și cover. Așa cum, după cum vedeți aici, încerc să mai aplic, să mai pun un pic de gel să-l pierd. Un clear cât de subțire se poate ca să se autoniveleze singur. Acesta este finish-ul care îl folosesc atunci când am strat de dispersie. Polish Base 2-in-1 de la Diamond Nails. Este baza și finish-ul care se poate folosi la o jasă semi-permanentă. Deci de asta este 2-in-1. Este foarte elastic, îl folosesc de vreo 3 ani și îmi place foarte mult. Fetelor, dacă vă place ceea ce lucrez eu, vă puteți abona, apăsați și pe clopoțel ca să vă apară notificări când mai postez. Aici v-am pus o mică filmare pe zi, urmează cea pe noapte, iar la final v-am pus și alte poze cu altă manicură, exact la fel, doar că pe rotund, și am făcut și o mică scoică. Vă pup, fetelor, vă mulțumesc pentru vizionare, celor care ați urmărit de la A la Z și celor care nu au urmărit și s-au nimerit doar pe ultimele clipe. Mulțumesc pentru susținere, pentru comentarii, pentru like-uri și ne vedem la următorul clip.